Da, incredibil, de... uitați-vă în filmul ăla că, nu zâmbește o secundă Liviu Dragnea. Uitați-vă cum stă ca o hienă, ca o viperă în spatele lui Mircea Jonă, dar nu zâmbește o secundă. Toată lumea aia de acolo e bucuroasă că câștigase pentru o jumătate de oră Mircea Jonă și el ca o viperă nenorocită, uitați-vă la el că nu zâmbește, domnule, este incredibil. De când a difuzat filmul ăsta, mă uit și nu vine să cred. Da. Parcă îi pare rău. Uitați-vă că toată lumea din jur e bucuroasă, numai el e supărat. Revenim în direct la ciocoi din România, ciocoi care s-au îmbogățit și dumneavoastră ați sărăcit. Revenim și la mesajele telespectatorilor. Spune cineva, de ce nu sunteți capabili să vorbiți ce trebuie în cunoștință de cauză de Dragnea și amestecați oameni care n-au legătură cu el. De exemplu, Mocea este un negustor, iar Dragnea a făcut bani din banii statului, spune Ana, zicând despre Mocea că s-a îndrăgostit cinstit. Dragnea e mână în mână cu Floarea Alesu și Rodica Ogrinja, care conduc DGA SPC Tellerman, furând de la gura copilor din instituție. Vedeți? Verificați mafia de la Fundulea, baron PSD plus baron PDL, Dorobanțu și Fuia, au făcut jaf cu pământurile, sute de hectare, viile, pădurile, fabricile de zahăr, de plante. Domnule Diaconu, chiar nimeni nu poate face ceva împotriva lui Tender, care a furat atât? Tender e în zona Timișoara, cred, nu? Urmează. Dar n-a fost condamnat în proces. Întrebați cum a luat Dragnea toate spitalele din județ și a pus director pe cine a vrut el. Numai la Poroschia n-a schimbat pe băiatul domnului Calotă. De ce? Cât au furat împreună nu știe nimeni. Calotă e fostul... Da, e fostul de psihiatrie. Poroschia. Aveți mare grijă ce vorbiți, s-ar putea să se întrerupă curentul sau cablul în Tellerman sau în toată țara. Felicitări pentru ce faceți. Și în Râul Alb, primarul face legea, iar Boagher, cu acordul primarului, fură lemne din păduri și le vinde și au făcut și văcărie, adunând vacile oamenilor din sat și neplătind impozite sau alte dări și luându-le sătenilor 500 pe 3 luni, plus brânza care o vând și fac bani pe jumate amândoi, zice Ramona din Râu. Pentru ca Spitalul Județean Alexandria să urma să fie reabilitat din fonduri europene, Dragnea lupta să preia cârmele spitalului cu ajutorul acoliților, dr. Filip Valentin, un dictator veritabil. Interesați-vă și de primarul comunei Balaci, Calotă Ilie, care este tot pe mână cu Dragnea și faceți un reportaj și la spitalul din Burdeni. Veți rămâne șocați. Vă rog să veniți în Alexandria să faceți o anchetă la dosarele pentru locuințe pe care domnul Victor Drăgușin le dă oricui mai puțin celor de pe listă. Acest om a nenorocit, locuiesc de 5 ani cu chirie, deși sunt pe listă. Nu vrea să-mi dea o locuință, dar de la cei care nu sunt pe listă. Vă rog, aveți grijă și de mafia din Alexandria. Putem să anunțăm pe telespectatorii noștri și jurnaliștii postului OTV cu voi sau fără voi din județul Tellerman, nu neapărat din Alexandria, că marți minim două echipe ale OTV-ului vor fi acolo și vor călări la propriu județul în lung și în lat. Fostul director general adjunct CNADR, Cristian Duică, este președintele PSD Roșior de Vede. Verificați lucrările pe care le-a dat la Tel Drum cât a fost la Ministerul Transporturilor. Puteți verifica și prietenia dintre Cristi Duică și Dan Pena, de la Trust Construct. Deci asta era legătura la drumuri. După ce că doamna Cătruna, asta e directora de la spital, este urâtă pe deasupra, mai e și puncte-puncte. Este incompetentă, n-a visat niciodată că va ajunge să facă legea în spital, să le ia toată averea care au făcut-o peste noapte, propune acest respectator. Ciocoii politici sunt și la Brașov, comuna Comana. Deturnări de fonduri, Apia, în alte lucrări, de unde se fură bani. E un primar PNL, acolo în comuna Comana. La PNL poștă? Este la putere? PNL-ul, da, pe Brașov, pe acolo, nu în Brașov. Nu, PNL-ul este la putere, acum din ce știu dumneavoastră. PNL-ul nu e tot în opoziție, chipurile. Păi și atunci cum fură cei de la PNL, că nu înțeleg? Nu dau seama. Nu înțeleg cine mai trebuie să vină la putere, că ei sunt deja la furat. La poșta din Alexandria a fost pusă de PDL o doamnă din Turnul Măgurele, care face naveta cu mașina unității, 200 de kilometri pe zi pe banii poștei. Mocanul de la Buzău e profesor la însușirea banului public. Despre Buzău o să vorbim cu ocazia nunții de mâine seară. Tel Drum nu este al domnului Dragnea. Nițulescu și Stoica conduc Tel Drum. Și dacă nu era PSD la conducerea județului, nu aveam șosele care le avem acum. Datorită lui Dragnea, Tellerman este foarte bine plasat în infrastructură și altele. Primarul Liviu Dragnea. Da, primarul din Alexandria este PSD și a făcut foarte multe pentru oraș. Mie mi-ar fi rușine să dau un asemenea SMS. Dar de Nițulescu, prefect de Tellerman, care vine cu mașina prefecturii zilnic la Roșior pentru că a luat MAC-ul și s-a extins fără autorizație, de ce nu spuneți?
Pentru că nu ați fost atent mai devreme când noi am prezentat 10 firme ale domnului Nițulescu, încrengăturile pe care le are în județ și mai mult decât atât am spus foarte clar că va urma o emisiune dedicată acestui domn deosebit, totodată traseist politic. E jale în turnul Măgurele, au furat tot, spune și alt telespectator de acolo. Liviu Dragnea, împreună cu primarul din Tătărești de Jos, Marian Pătrașcu, au jefuit comuna, fondurile europene, verificați, au devenit surse personale, zice Nicolae. Verificați neapărat pe primarul PSD al comunei Balaș Telorman. Iată, se repetă situația de aici, de la Balaș, reclamată de mai mulți oameni, și averea lui, cel care la alegeri este votat de peste 100% dintre votanți. Asta e la 108%? 108%, da. Balaș, doamne, doamne. Și ce a făcut până la urmă? Au refăcut procesul verbal? Nu, a rămas și că a câștigat cu 108%. Absolut. Vă dați seama, situația e similară cumva cu a dumneavoastră. Când v-au respins partidul prima oară, a doua oară, preventiv, ați depus, dacă nu mă înșel, 50.000 de semnături, da? Da? Dublu față de numărul cerut. Omul s-a gândit la fel, dom'le, poate m-a contestat cineva acolo, să am și eu de unde să scad. Și a mai fost ceva în plus. Deci stai de invitat la emisiune, de promovat, deci primarul care a câștigat cu 108%. Absolut. Și votanții lui de unde au apărut, cum ar veni, din alte județe sau din altă țară? Pe liste speciale. Buletinele, cred, nu și votanții fizic. Tare, domne, omul de Balaci. Vă dați seama câți morți sunt în comună? Da. Dați-l pe consilierul Mircea Cadar de la Galați, un fost pușcăriaș pentru Tâlhăria, acum consilier PDL. Fură viața oamenilor. Da, foarte interesante, vedeți mesajele oamenilor. De ce nu spuneți de Duică, actualul șef PSD Roșiori de Vede, fost director la CNADR, câți bani a pompat lui Dragnea, cum se par banii la județ? De ce Roșiorii de Vede nu primește bani de la bugetul lui Dragnea, nici de la Nițulescu? De ce nu spuneți de Fieraș cu Daniel, fost primar la Roșiori, care a furat... Singuri nu le putem ști pe toate stimatele spectatori. Mi se par chiar mai multe decât la Brăila, decât la Nea Bunea Stancu. Deci Bunea Stancu e mic copil în comparație cu Dragnea. De ce nu spuneți de Fieraș cu Daniel, fost primar la Roșiori, care a furat de-a rupt cu Dragnea în Cârdășie și a lăsat orașul în gaură mare, făcând case la munte și la mare? De ce nu spuneți de fostul deputat Marineci, care și-a făcut casă în parc? De ce nu spuneți de Coman, președintele PDL, care are date țepe oamenilor de miliarde? Citiți, pedeliștii sunt bandiți în Roșiori. Dar vedeți că telesatorii sunt foarte bine documentați, știți? Ei știu bine cine a furat, cum, de ce, dar nu știu cum devotează. Mai cunoașteți personajele cu care se trage din Roșiori de Vede? Din Roșiori cine? Videanu, nu? Nu știu. Videanu, da. Dom'le, dar acum încă o confirmare că românii sunt isteți, băgăreți, cu urechile ciulite, sunt ei uneori genul lasă-mă să te las ca acțiune imediată și fulgerătoare, vezi cazul votului, dar dacă nici astea nu-s mostre de a fi prezenți și a ști toate șerpăriile. Da, domnul Condurățeanu, da. Vorbesc pe la colțuri, vorbesc pe acolo, pe acolo, vorbesc sub anonimat pe internet și când e la vot, tot aia votează. Așa, în păcat. Un post de doctor costă enorm în Telorman, așa mulți pleacă în străinătate. În Soldanul, intersecție cu Iriceanu Ion, apărătorii patriei. Ne spune cineva, cred că ar fi vorba de București, nu este pălătorie construită de un politician. Anchetați, vă rog, și abuzul inspectoratului școlar Telorman și o să vă minunați. Veți avea emisiuni cel puțin 3 luni, spune un domn Marian. Liviu Dragnea era un amărât. Deodată îl vedem la televizor, în dreapta lui Joan. Atât de repede a urcat în ierarhie, pompând banii furați de la amărâții partidului. Dacă ați văzut acum 2 zile pe realitatea declarației lui Nițulescu despre Dragnea și firma Teldrum, s-au certat pe ceva de s-au dat în gât, că altfel furau împreună. Oricum, concurența este acerbă între ei. Casa lui Dragnea arată ca domeniul lui Michael Jackson. În curtea sa s-au adus copaci de 3 metri. Cu tirurile. Nu se poate ca DNA să nu se sesizeze. De asemenea, Fiscuci, ăsta are o casă pe măsură imensă. Este coordonatorul Teldrumului, mâna dreaptă lui Dragnea. Dragnea și Nițulescu, de asemenea, împreună cu Florica Mara, PDL, fură județul. Semnează Florentina din Alexandria. Și la roata de jos, Giurgiu, primarul Marin Ghidanac, PDL, a mâncat banii din fonduri europene, pe când oamenii de rând n-au din ce trăi. El și ai lui au acaparat funcție în primărie, se plimbă prin toată lumea, iar noi n-avem apă curentă, canalizare, drumuri și străzi, pe când acestea sunt date la gata, are 2 mandate la activ și speră la un altul. Dați mesajul, vă rog, ca semnal de alarmă. Mulțumim pentru emisiuni. Așa e, nenorocire acolo la roata.
Domnilor, noi suntem comuna nouă, există ceva? Dar primarul nu s-a făcut pentru comună ce n-au făcut alții în 5 ani de școală. Nu, în 5 ani, școală, sală de sport, toate străzile pietruite și luminate. Și ajută pe toți care au probleme. Dacă nu, că la un preț dublu sau triplu, da, cel puțin. Dacă nu credeți, veniți la Colelia, deci în Ialomița undeva, să vă convingeți. Avem un primar de milioane, e pâinea lui Dumnezeu. Deci Colelia, Ialomița. Vicele PSD Duicu e complice cu Dragnea, fură de la stat miliarde, de la Petrom are toate stațiile și fură hoțește la drumurile din Mehedinți. Veniți la Galați pentru domnul Toader, PDL, să vedeți ce mafie este. Înțeleg că baronul de Galați ciocuie Toader acesta. Legat de domnul Duicu, dacă vă aduceți aminte, domnule Diaconescu, noi am avut o serie de câteva episoade în anul 2008-2009 și ne-am lovit de un alt domn din Mehedinți, un domnul Nicolicea, dacă vă spune ceva, aflat acum tot la UNEPR. Da. De domnul Duicu o să, da, deci, o să-l readucem în actualitate, ca să zic așa. Cimitirul mafioților la UNEPR acolo. Cum? Cimitirul mafioților. Delimitați-vă de PSD, așa cum am reușit noi în comuna Plopii Slăvițești, unde era fieful lui Dragnea. Înțeleg că acolo a pierdut PSD-ul puterea, dar cine a venit? Sper că nu PDL-ul. În județul care se veni mafie cu lemn și mai încă ceva. În județ la noi se fură rău, se mănâncă aici partidele între ele. Veniți la Stejarul, de unde este Nițulescu, să vedeți hoție la primărie, unde sunt numai naș și fin. Echipele noastre vor fi acolo. Mai este un baron numit Gigina Ion. Citiți mesajul. Mergeți în Videle să vedeți ce face primarul Militaru cu Galoș și cu Videanu. Galoș e cel mai tare. Atenție, primarul din Videle, am impresia că este PNL. Cel din Roșiori de Vede, sigur, este PNL. Primar? Militaru. Nu, Galoș? Nu știu, Militarul cu Galoș și cu Videanu, da, dar da, Galoș e cel mai tare. Galoș poate fi și Galoș. Da, da, corect. Fiindcă tot umblăm la, da, nostima, dar nu. Veniți la Satul Mare să vedeți unde și-a construit două blocuri prefectul în intersecția Podgolescu-Radu Bud, oficial guvernamental, fost prefect de Satul Mare, dar mai sunt și altele foarte multe. O să ajungem și la Satul Mare. Primarul din Mizil, Emil Proscanu, este prieten bun cu Dragnea și a cumpărat orașul pe care ar trebui să-l administreze. Și să cumpere că e o sărăcie la Mizil de... și are gâtul foame acolo. În 2008 a pierdut o primărie pe Valea Oltului, unde a câștigat un primar PRM și Dragnea i-a amenințat pe cetățeni că va face pod peste Plopii Slăvițești. Slăvitești. Slăvitești. Cum adică pod? Da, e în partea aia. Spre ce, să treacă peste comuna aia sau ce? Nu, peste, cred că peste Olt, dincolo, că e la margine. Da. Slăvitești. Fel de fel de mesaje vedeți de la telespectatori. Ce legătură este între Dragnea și firmele Megacom din Pitești, care au sute de camioane? Veniți la primarul din Măgura, Telorman, să vedeți. Zice că și-a făcut o asociație familiară. Veniți la Drăgănești, Prahova, se fură tot, zice acest telespectator. Deci toată harta României, lipsește vreun județ? Din ce au reclamat telespectatorii? Nu, nu prea cred. Vă spun eu care, care? Timișoara. Nu s-a zis de Timișoara nimic? Cum? Ia. Nu s-a zis nimic de Timișoara? În seara asta ia nu. Ia să vedem. Spuneți-ne cei din Timișoara dacă aveți vreodată ceva, vreo... Să trimitem echipele și acolo. O informație despre Timișoara. În comuna Mavrodin, asta până la urmă înțeleg că e recordul de furăciune, 22 de milioane de euro cu groapa de gunoi, făcută la 2 km de comună. Domnul Jean, administratul la primăria Mavrodin, văr cu primarul, are apartament în București. A făcut WC-ul în curtea școlii de 3 miliarde de lei. Deci Mavrodin, Telorman. Aici ar fi furăciunea record. E foarte greu, spune cineva, ciocoii care trebuie strâpiți sunt mulți și au multe rădăcini. Dar sperăm că vor reuși cu tot sprijinul pe care îl aveți din partea noastră. Așa nu se mai poate trăi. Alt telespectator zice, se dau la o parte oamenii competenți din DGASPC Telorman. Sunt târâți în procese. Firma Port Trans din Titu, Dâmbovița, cară piatră în Telorman. 40 de tone pe mașină, iar capacitatea este de 24 de tone. Sunați-mă să vă dezvolui mai multe. Moșteni sau Mosteni din Telorman are asfalt. Moșteni? Da. Are asfalt, dar nu are apă potabilă. Ce să mai spunem de canalizare? Lumea e dusă de nas, de șmecheri, la momentul votului. Veniți la Vaslui, de 20 de ani, frații Mihalache, unul președintele Consiliului Județean PSD, celălalt președinte Casa de Sănătate. Aoleu, sunt frați? A, celălalt e președinte Casa de Sănătate din partea PDL-ului. Asta e cea mai tare. Deci dacă, la exemplu, din Dâmbovița, tatăl e PDL și fiul în PSD, la Vaslui, un frate este la PSD și celălalt frate e la PDL. Unul e șeful Casei de Sănătate și altul e președintele Consiliului Județean.
Mi se pare maxim asta. Dar de ce nu spun oamenii că la Turnul Măgurele, pe străzile principale, de câte ori plouă puțin mai tare mica Veneție? Se blochează tot, a? Și lucrării din lună în lună se fac. Ba s-a spart o conductă, ba s-a fundat un canal, ba... Deci de-abia aștept la Vaslui, domne, să facem investigații. Zice Ștresatul, la Vaslui vă trebuie cel puțin un an de cercetări. A face la greu, foarte mulți baroni. Unde e multă sărăcie, este și multă hoție. Știți că Vaslui e, într-adevăr, pe ultimul loc în România. Deci Vaslui... Vaslui apare pe ultimul loc, dar vedeți de ce? Fiindcă cei doi lideri ai județului sunt frați și unul e la PDL și unul la PSD. Da, dar vedeți că totuși la Vaslui cel mai mare bogătaș, Porumboiu, nu este atacat de nicio excrocherie cu statul. Cum o fi luat terenurile la început? Da, până un alta, da. Vedem la Vaslui când o să ajungem. Evenimentul zilei, un primar din Teleorman semnează acest mesaj. Evenimentul zilei minte cu nerușinare. Marian Fighiciuci, scrie la aici în SMS, îl cheamă Fișcuci. Este președinte executiv al PSD Teleorman. Corect, ales anul trecut. Niciodată domnul președinte Dragnea, președintele PSD Teleorman, nu declară că nu-l cunoaște pe domnul Fighiciuci, scrie dânsul aici. Ia vedeți declarația pe care ați citit-o domnul Diaconescu. Și ce declară domnul Dragnea, că face afaceri cu domnul Fighiciuci? Nici asta nu declară. Dumneavoastră ne-ați spus la începutul emisiunii că Dragnea a spus foarte clar că nu-l cunoaște pe acest domn. Și citez exact că spune așa, că îl întreabă ziaristul, domnule, dar nu știi cum de nu știi că ai afaceri cu el ca și Consiliul Județean. Și el explică, zice, păi am, Consiliul Județean are cu sute de firme afaceri. De unde să știu eu pe toți? Păi nu, n-are cu sute de firme, iar minte. N-are cu sute de firme. Are numai cu câteva firme și nu cred că la toate, la sutele astea de firme de care vorbește dânsul, nu cred că la toate le dă, și dacă apropiați, vă rog frumos, camera aici, nu cred că la toate firmele le dă procedură de atribuire, licitație deschisă, fără anunț public. Nu știu cine sunt acționarii Teldrum sau ai altor societăți care au contracte cu Consiliul Județean Teleorman, spune domnul Dragnea, între ghilimele, în evenimentul zilei. Mă rog, sigur că atunci când va fi prins, cum se întâmplă în general, va recunoaște, presupunem, nu? Va recunoaște și că a cântat în orchestra școlii sau a liceului cu respectivul și că a fost coleg de școală și că sunt cumnați sau ce-or fi acolo. Să vă citesc un material legat de formația în care a activat domnul Dragnea. Un cititor al ziarului Adevărul a dezvăluit legăturile dintre Liviu Dragnea, șeful CJ Teleorman, și acționarii din acte a firmei Teldrum. A fost o surpriză faptul că Marian Fișcuci, cel care deține acțiunile Teldrum, le-a înstrăinat către doi indivizi din Brăila și Buzău. Multă lume a căutat să înțeleagă ce s-a întâmplat, cum de acțiunile au revenit unora care nu aveau nici în clinici în mânecă cu Teleormanul. Așa cum spuneam, aici informația asta noi încă nu am apucat să o verificăm. Așa cum spuneam, un cititor care s-a semnat Blu a scris următoarele, făcând ca minciuna lui Dragnea să iasă la iveală. Domnul Dragnea îi cunoaște foarte bine pe acționari. Dobrescu Liviu, nu Lucian, zis Șobolanul. Aici cred că dumneavoastră o să aveți iarăși o problemă cu numele și pe recla lor. Și Gheorghiaș Mugurel au fost colegi de facultate. Dragnea a intrat în 1981 la facultate și a rămas repetent în anul 4. Ceilalți doi au intrat în 1983, dar erau prieteni și colegi de trupă. Cântau în trupa Ego, Șobolanul și Mugurel erau chitariști, iar Livache, Dragnea, toboșar. Își țineau sculele la oficiul de la etajul 4 din căminul P14. Auzi, de ce minți că nu-i cunoști? Și Fiscuci la ce cânta, domne? Fiscuci la trombon, probabil. Și Dragnea la ce cânta? La tobă. La tobă era? Toboșar. La... Toboșar, super, da. Super. Ținea ritmul. Super tare, da. Și Șobolanul la chitară. Da. Și deci nu se cunosc, a? Spuneți de Comănescu de la Iași, care taie tot Fortusul cu nepoata lui Boc. Ia fierul cu 5 bani și îl vinde tot la Fortus cu 1 euro. Mamă, ce tare. Deci nepoata lui Boc e la Iași? Deci nepoata lui Boc ia fierul cu 5 bani și îl vinde la Fortus cu 1 euro. Incredibil. Verificați pe domnul Molot din Hunedoara. Cum îl cheamă? Molot, între ghilimele. La stejarul Gigina Ion. Mare, mare hoț, are milioane de euro, spune Gabi. Să vă duceți la Bărăganu. A, păi la Bărăganu am fost, vă povestesc eu dacă vreți la Bărăganu. Unde au fost alegeri, unde s-a cumpărat votul cu 5 milioane. Votul cumpărat de PSD. Mai clar, de Nicușor Constantinescu. Domnule, să vă povestesc la Bărăganu, fiindcă am fost la fața locului. Am, locul ne-am... La locul crimei. La Bărăganu
candidatul Partidului Poporului, mari șanse, câștigător din primul tur, toată localitatea îl iubea ca focul. Numai că localitatea era compusă din două zone, două sate, cum ar veni. Un sat de unde chiar era născut candidatul nostru și un alt sat, Lanurile și Bărăganu. Da. Mă rog, nu asta contează. Important este că al nostru candidat, fiind independent, fiindcă partidul nostru n-are încă ștampilă, nu stăm... Pentru că ciocoii politici ca... Asta e, ca să înțeleagă oamenii care e rostul blocării noastre la tribunal. Noi, fiind blocați la tribunal, sigur că putem candida ca independenți oriunde în țara asta. Dar ca independent ai o mulțime de dezavantaje, fiindcă clica actuală și-a făcut o lege care se avantajeze pe ei, pe partidele parlamentare și pe ceilalți nu. Adică ceilalți n-au voie la observatori, la secțiile de vot. Însă are voie candidatul să fie propriul său observator, logic. Și candidatul nostru fiind unul singur, dar fiind două secții de votare, candidatul nostru a stat martor, cum se zice, prezent observator, într-una din secții. E, ce credeți? În secția aia, candidatul nostru a luat 95% din voturi. Deci din 400 ceva de voturi a luat... Niciun vot. A luat 5 voturi, parcă. 14 voturi a luat. Și așa a câștigat candidatul PSD-ului de la secția cealaltă. Mă rog, se zice că s-ar fi dat și bani pe voturi respectiv. I-a chemat într-o pădure cu o noapte înainte, Nicușor Constantinescu. Le-au dus cu arcanul într-o pădure, le-au dat banii pe lista după fiecare pe uliță, dimineață... În fine, așa am pierdut. Dar cu toate astea am câștigat cu 17%, că am câștigat în sensul că am luat 17%. Au numărat 600... A lor a ieșit cu 51 sau nu știu cât la mustață. 680 de voturi, le-au numărat timp de o oră jumate. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu procedura de numărare a voturilor, un vot înseamnă o coală pe care te uiți pe ea și vezi ce scrie și ai spus-o jos și zici, pă, ăsta e votul pentru Popescu, ăsta e pentru Ionescu. Vă dați seama că să faci de 602 ori exercițiul ăsta durează, hai să nu zic mai mult, o oră, dar n-ai, dar n-ai o jumătate de oră ce să faci. Ăștia au numărat o oră jumate. Într-o oră jumate au avut timp să facă și buletinele de vot de nou. Da, dar erau disperați că s-ar putea să piardă, normal, văzând ce se întâmplă în comuna cealaltă, că pe o oră ce trecea se vedea că toată lumea vota cu Partidul Poporului. Vă dați seama ce va fi la alegerile următoare? Roxana Mata spune, aș vrea să intru în contact cu dumneavoastră dacă vreți să știți cum și ce face Ministerul Turismului și cât interes are. Precizez că am un studio publicitar în Milano și m-am lovit de o incompetență inimaginabilă. Să încercăm să facem legătura cu această telespectatoare. La Roșiori au inundat arhiva fiscului. Nu mai au nicio hârtie la fisc la Roșiori. S-a pierdut tot. Cel mai tare mesaj mi se pare acesta la 1333. Ce credeți că zice tresatorul? Sunt orfan. Vreau să fiu adoptat de Liviu Dragnea. Primarul din Bragadir o are pe nevastă la Curtea de Conturi. Mutată de când e primar de la Finanțe la Mediu și acum la Curtea de Conturi, cu ajutorul deputatului Almăjean. La Bragadir este o adevărată mafie. Din ordinul primarului a dat foc unui posibil... Cum i-a dat foc? Unui posibil adversar politic, la două mașini. Se mai ocupă cu terenuri agricole, ia bani pe subvenții, pe izlaz, pe 1000 de hectare. Folosește crimă organizată în comună, minte pe PSD, PDL și pe liberali, aici fiind membru. În comuna Periș și Ilfov, Scroviștea, drumul spre palat și toate străzile de pe hartă apar asfaltate, iar noi umblăm prin oroaie. Primarul Albu Anghel este la PNL, zice Georgiana. Oleu. Primarul din Bragadiru, spune și altcineva, îl critică pe primarul din Bragadiru. Și cele mai lungi nume ale parlamentarilor sunt Niculescu Mizil, Ștefănescu Tohme Oana, așa o cheamă pe Oana Mizil? Da. Oana Mizil, Niculescu, Ștefănescu Tohme. Tocmai e un libanez bărbat. Da. Și Popescu Tăricianu Călin Constantin Anton. Veniți la Poroschia, la Marchi, unde foamea e la ea acasă. Trebuie să știți că în această zonă mai există un deputat, Zgonea, prieten cu Dragnea, colegi de partid. Titlurile de proprietate nedate până acum în Iași și Alomița, cum justifică cei vinovați? Păi da, nu știu, n-au avut timp, 21 de ani. O să vă ceară să-i mai votați odată. Domnule, vin o să vezi ce face Frunză Verde în județul Caraș cu oamenii lui pe care i-a pus în postul cheie, au furat banii acestei țări. Curtea de Conturi nu are curaj să facă niciun control, vă dau și nume. Dar doar dumneavoastră când veniți la Reșița, au făcut patinoar care nu-i folosit, bani aruncați, furați, toate partidele sunt mână în mână, nimic nu se face. Frunză Verde, ci chiar are pe toți la mână cu dosare fabricate de el și de prietenul său de la 2 și un sfert, care umblă beat mai toată ziua, aveți grijă, spune omul din Caraș Severin.
Mare mafie. Să vedeți cum se taie pădurea de fagi cu voia primarului din comuna Giurgiu Veni, Râmnicu Vâlcea. Banii pentru terminarea drumului care traversează satul și face legătura cu Curtea de Argeș. Domnilor, ce mafie este la România, un tir din Mediaș. Urmăriți și o să vedeți ce descoperiți. Pena este fiul fostului director PSD de la Hidroelectrica. Cercetați jaful aici cu vopsitoria și decolmatarea, care nu se face decât la fațadă. Ce a furat tatăl, a investit fiul. Da. Nu prea dați mesajele despre domnul Vanghile, zice un interesator. Le dăm pe toate. Despre marele mafiot Toma de la Slatina, care a câștigat toate licitațiile din Old, nu spuneți nimic? Când a venit domnul Vanghile la dumneavoastră în emisiune, v-a lăsat dosare de la Moș Crăciun despre Liviu Dragnea. Deci despre asta este vorba. Că ei de iubit nu se iubesc și Dragnea nu îl înghite pe Vanghile. Păi dosarul este de la Curtea de Conturi. Vanghile are dosare de la Curtea de Conturi. Iar domnul Dumitrașcu are de asemenea cultura sa de servicii secrete, da. În niciun caz de la Moș Crăciun. Eu cred că în filmul prezentat Hitler este Dan Voiculescu. De la el au pornit toate schemele de a-l demite pe Băsescu și alte rele care s-au întâmplat în țara asta. Nu. Era hrebe, nu? Mafie mare în Craiova. Un anumit doctor și cu un vecin mi-au luat tot pământul din fața casei și de sub strașina casei noastre. De când ne judecăm de 3-4 ani, vă rog mult, contactați-ne. Am apelat la toți. Nu știm ce să mai facem. După ce că doamna Cătruna este urâtă, pe deasupra mai face și pe șeful acolo în spitalul din Alexandria. Este incompetentă. N-a visat niciodată că va ajunge să facă legea în spital. Să le ia toată averea celor care au făcut-o peste noapte. Primarul de la Prundu a avut licitație de 300 de bănci pentru parcuri cu 5 miliarde. Cum e posibil în luna aprilie? Pentru că nu-l controlează nimeni, pentru că este o mafie transpartinică între PDL și PNL și o parte dintre PSD, și nu spun ca să iau apărarea, ci pentru faptul că acolo bătrânii de la PSD fură. Deci nu ăștia, echipa nouă, dar vreau să vă spun o chestie. N-are legătură cu asta, are legătură cu faptul că Marin Anton, șeful PDL de acolo, îl ține pe ăsta în brațe într-o încercare de a rupe USL-ul pe local. Dar trebuie făcut o emisiune, domnul Diaconescu, și din respect trebuie să le pentru ei trebuie să vă promitem oamenilor ăstora că vom investiga ce se întâmplă la Prundu, pentru că este o hoție incredibilă, vă spun, incredibilă. Adrian, în stase are peste 2000 de hectare de teren agricol în județul Arad, spune un domn Dani. Domnul Diaconescu, vorbărie multă, când trecem la arme, întreabă acest stresator. Cea mai mare mafie este la Brașov. Dragnea n-a făcut nici 30% din ce a făcut și ce face primarul Scripcaru. A vândut și vinde majoritatea punctelor termice. A disponibilizat aproape 400 de persoane. A înființat SRL-uri pentru portocalii lui în interiorul fostei centrale de termoficare. Vă rog, investigați cel mai mare furt de miliarde. Părtaș este primarul, păsați-mă anonimat. Pe cum să vinzi punctele termice? Astea sunt de vânzare acum? Da, dar sunt privatizate, sunt prin hotărâre de guvern, s-a dat ordin de privatizare. Păi la Giurgiu, da, de care vorbea telespectatorul respectiv, ăștia au furat un contract extraordinar. Eu am scris la mine pe blog și ce au făcut? Au făcut numai puțin și au făcut contract de privatizare pe CET că nu mergea CET-ul. L-au vândut astăzi, da? Și a doua zi, când a câștigat licitația o firmă, Boris Golovin, pe mână cu primarul PNL de care vă vorbeam, primarul PNL, Lucian Iliescu, pe mână cu Golovin ăsta. Ăsta fiind de la ce partid? PNL. Amândoi de la PNL? Nu, Golovin pe mână ăsta, un mafiot rus, care a cumpărat și la Iași, i-au arestat pe aia în urma lui, s-a dus acolo, a făcut o privatizare la punctul termic de la CET-ul de la Iași și în urma privatizării au arestat pe directorul de la CET, pe ăla de la primărie care a făcut licitația. Deci Golovin ăsta cumpără astăzi și a doua zi trimite o scrisoare Consiliului Județean, care este controlat tot de primarul ăsta PNL, pentru că el e șeful PNL-ului pe județ și la Consiliul Județean e subalternul de la partid. Și trimite o scrisoare către Consiliul Județean în care amână plata până la 1 iunie acum. Deci în noiembrie anul trecut a câștigat. Dar a doua zi pune un gaj pe CET-ul de la Giurgiu de 10 milioane de dolari într-o bancă din Rusia și primește banii. Da, este interesant. 10 milioane de dolari în două zile. Vă dați seama, au luat 10 milioane de dolari în două zile. Uriaș. Trece. Acum au atacat prefectura. Chestia asta cu șmecherirea punctelor termice, ar trebui să-l întrebăm cum s-a făcut pe fostul primar, penelistul Ghișe. La Brașov.
Da, da, trecem nu? De la una la alta. Văd în evenimentul zilei de mâine că cei 8 ciocoi preferați de Traian Băsescu pentru a conduce cele 8 regiuni sunt următorii. Și sunt și surprize, dar și unii care era de așteptat. Deci, regiunea de nord-vest, care înseamnă Cluj, Maramureș, Bistrița, Satul Mare, Bihor. Ea va fi condusă, că înțeleg, chiar de săptămâna viitoare intră în funcțiune regionalizarea asta. Traian Băsescu anunță că regionalizarea va intra repede, până la sfârșitul lunii iunie, fără ca actele să fie schimbate. Că actele se vor schimba doar pentru cei care sunt noi născuți sau care și le fac de la început, cum ar veni. Deci noi ceilalți nu trebuie să ne le schimbăm. Deci regiunile intră repede în vigoare și cei 8 numiți de Traian Băsescu sunt Sorin Apostu, pentru zona Cluj, Bihor, Satul Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud. Primarul Cluj. Primarul Clujului, da, va fi și noul ciocoi, noul voievod. Pentru zona de centru, care înseamnă Harghita, Covazna, Brașov, Mureș, Alba, Sibiu. Deci avem 3 județe ungurești, unul mai nemțesc și Brașov și Alba, da? Această regiune va fi condusă de George Scripcaru, primarul de Brașov. Pentru regiunea de nord-est, care e compusă din Vaslui, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava și Iași, regiunea va fi condusă de voievodul Gheorghe Nichita. Vedeți că, da? Vedeți, prietenul Traian Băsescu, deci Traian Băsescu vrea neapărat. Surpriza cea mai mare, și o să faceți pareze, este la regiunea de sud-est, unde președintele Băsescu ține Morțiș. Deci regiunea sud-est este Galați, Vrancea, Brăila, Buzău, Tulcea și Constanța. Pe cine credeți că dorește Traian Băsescu? Pe Nicușor Constanța. N-ați ghicit. Vă mai las încă o dată. V-am spus că faceți pareze. Pe Bune Stancu? Nu, no, domne, păi. Dacă ați spus că n-ați ghicit, mai vă las două încercări să faceți. Ia mai Nicușor, care sunt județele? Nicușor Constantinescu. Nu, Opișan. Deci județele încoate. Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța. Opișan. No? Vă dați bătut sau vă spun eu? Ia zi. Păi cine vrea Traian Băsescu? Păi noi, penalti era sus, dacă da. Mă rog, putea să-l pună și pe penalti. Ce s-ar preda? Radu Mazăre. Păi da. Lovitura secolului. O să vă spun pe urmă că cei 8 nominalizați chemați, înțeleg, mâine la Palatul Cotroceni, dintre ei toți doar Radu Mazăre spune că nu doresc și nu vreau să mă prezint la această întâlnire. Deci cum își bate joc Traian Băsescu de ei? Așa își bate joc de ei. Își bate joc de ei. De ce își bate joc? Pentru că îi anunță public, îi și compromite, da? Pentru că vă dați seama că mâine toată lumea citește și exact cum spuneți dumneavoastră și pe bună dreptate îi spuneți că Radu Mazăre e în barca lui Traian Băsescu. După ce și-a făcut pantofii cu ei, vă aduc aminte că în 2009, când a câștigat președinția Traian Băsescu, Radu Mazăre, spuneam mai devreme aici, a venit în Chiselef la sediul central al PSD și întrebat fiind dacă a câștigat Mircea Joan, a spus că a câștigat în Brazilia alegerile, nu la Constanța. Deci și-a făcut treaba cu ei și acum îi aruncă la gunoi. Pe cum să creadă cineva că Traian Băsescu face o redesenare a României și îl pune pe Radu Mazăre să fie... Vedeți, Radu Mazăre se prinde cumva de treaba asta și încearcă să refuze. Dar hai să vă dau o altă lovitură uriașă. Pe cine credeți că vrea Traian Băsescu și a spus că aici nu acceptă refuz, atențiune, la regiunea București-Ilfov? Rădulescu. Dacă ghiciți, aveți dreptul la câte o încercare fiecare. Pandele. Nu? V-a expirat încercarea? Adrian Copilul Mune de la Ilfov, pe cine? A? Adrian Copilul Mune. Dacă v-am spus că ești surpriză, e șoc. E șoc și groază. Nu, no. Nu, n-ați ghicit? Domnul... A? Pe Dragne. Dragnea, nu, nu. Hai să vă dau să nu vă mai țin în tensiune. Deci, șeful regiunii Ilfov București, dar nu acceptă vreun refuz, domnul Băsescu, este? Sorin Oprescu. Sorin Oprescu. Deci, cu aderea demonstrat, nu. Deci asta e probabil trocul de la anularea de astă seară. Pe primari a cumpărat anularea referendumului, da. Că îi lasă în funcție și da, dar l-a terminat pe Oprescu, fiindcă îl duce în 0%. Alipirea de Traian Băsescu va fi fatală. Păi da, acum trecem mai departe. Regiunea Sud... Cum? În Ialomița și în Călăraș, mai ales ce poate. Regiunea Sud-Muntenia e văd din mai multe județe. Ar fi 7, nu? Ialomița, Călăraș, Giurgiu, Teleorman, Argeș și Prahova. Va fi condusă... De e de așteptat, de? Bravo, da. Uite, deștept condurățean, nu? Primarul Ploieștiului, Andrei Voloșevici. Da, domnule. Va fi condusă regiunea Sud-Muntenia. Trecem acum la Oltenia, regiunea Sud-Vest-Oltenia, noul șef al regiunii, compusă din Vâlcea, Gorj, Mehedinți,
Dol și Oltul meu, condusă de... Păi nu poate să fie decât mafiotul ăsta, cum îl cheamă, fostul primarul arestat, cum îl cheamă, Antonie Solovă. De ce ziceți mafiot, domnule? Ce, că e un EPR, da. Este cererea UNEPR-ului acceptată de președintele Traian Băsescu, Antonie Solomon. Deci este, atenție. Pune voi vot pe Solomon? Am impresia totuși că s-a făcut și o negociere în secret între Băsescu și liderii partidelor, Crin, Ponta și UNEPR. Fiindcă văd că aici fiecare și-a luat. Deci UNEPR-ul are o regiune, PSD-ul are două, cu Mazăre și cu Nichita, PDL-ul are cu Apostu. Radu Mazăre e la PSD? Da. Așa credeți dumneavoastră? Păi, domnule, eu vă spun cum și astăzi. Și Sorin Oprescu e independent, nu? Sorin Oprescu. Hai, domnule, lasă-mă. Hai să mergem mai departe. Păi, ajungem și la Timișoara, dacă nu mă lăsați să vă povestesc. Deci, regiunea de vest, Arad, Hunedoara. Asta e mică rău, regiunea asta. Arad, Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș. Doar patru județe. Unul care e mai slăbus, probabil. Care rămas patru județe. Păi la unul care e fiul Ploiei, dacă e mai sărac, cui o să fie? Dar nu hai, zice Falc. Cine? Nu-i Falc. Nu-i domnule Falc, că e mișcare Arad, ca lumea lui Ciuhandru. Arad, bravo, domnul Dumitrașcu, răspuns corect. George Ciuhandru. Deci înseamnă că George Ciuhandru trece la PDL, nu? Sau la UNEPR și el? Că nu înțeleg. Aici e trecut George Ciuhandru PNCCD, evident. Iar Sorin Oprescu apare independent, dacă vă interesează. Deci nominalizații președintelui Traian Băsescu sunt următorii. PDL. Antonie Solomon, Craiova, deci n-apare UNEPR, domnule. Andrei Voloșevici, Ploiești, Sorin Apostu, Cluj, George Scripcaru, Brașov, PSD, Radu Mazăre, Constanța, Gheorghe Nichita, Iași, PNCCD, Gheorghe Ciuhandru, independent, Sorin Oprescu. Dom'le, da, noi facem aici bășcălie, dar ăștia vor avea o putere mare de tot. A, evident că da. Păi sunt guvernatorii României, nu? Acum trebuie să vă spun că lista nu e chiar bătută în cuie, fiindcă UDMR-ul amenință cu ieșirea din coaliție dacă în fruntea regiunii centru, în locul lui Scripcaru, nu este numit, știați asta? Nu știu. Nu este numit primarul din Miercurea Ciuc. Dar cine e primarul din Miercurea Ciuc? Hai, domne, ăla care a desfințat strada Eminescu și în piața Mihai Viteazu. Da, ce dar vezi, asta ar fi culmea, da. Ăla să conducă peste Alba Iulia. Domne, asta e o jignire, domne. Peste, cum îi zice, peste Brașov, peste neamțul ăla de la... Dar vedeți la ce s-a gândit PDL-ul? Cred că acum abia înțeleg eu, de exemplu, că ei altfel ar fi avut o treime din primării la alegerile normale, în mod normal. O treime, mai mult sau mai puțin. Ei în felul ăsta au patru regiuni din cele opt, dacă nu cumva cinci, nu? Să socotim. Au pe Scripcaru, pe Apostu, pe Solomon, pe Oprescu, Ciuhandru, pe Voloșevi, scuzați-mă, cinci, cu Ciuhandru șase. Și rămâne PSD-ul cu PNL-ul cu două regiuni. Deci a terminat la locale. PDL-ul câștigă cu 60% și ăștia cu 20-30%. Vă dați seama? Nu, domne, dar asta chiar acum mie mi se urcă sângele în tâmple. Va să zică guvernator peste Alba Iulia mecanoasă, cum zice Păunescu. Așa, da, e în regiunea și, ungurească. Catedrala Unirii să fie șeful ungur. Păi, dar UDMR-ul ce vreți dumneavoastră? Încolo, domne, păi asta e ceva să n-aibă mizerabil. Nimic, să n-aibă UDMR-ul nimic sau ce vreți dumneavoastră? Dacă un EPR-ul și-a luat PDL-ul. Ei nu se pot duce în Ungaria să ia tot Ungaria. Păi știu, domnule, dar dacă ei guvernează acum și n-ați văzut că și împartă tot așa. Ungaria, și mai e o chestie, și mai e o chestie. Și știi ce mă mai amuză? Nu e bine să trecem județul Mureș cu majoritate, chit că au crescut ungurii, dar n-au 50%. Nu era bine să fie în regiunea asta? La Mureș, români. Dar ce, domnul Condrățeanu, nu vrea să fie în regiunea asta, Mureșul? Să fie cu Harghita și cu Vaza? Ba da, nu, altceva vrea să spune, că de fapt acolo e majoritate maghiară în zona aia. Nu știu eu la ce se gândește domnul Condrățeanu. 60-40, însă fuseseră 25 unguri. Dumneavoastră, domnul Condrățeanu, pe zona asta nu sunt 40. Vreați ca Harghita cu Vaza să fie cu Bacău și cu Neamț, nu? Presupun. Nu, eu aș fi făcut altfel. Da. Harghita pe altă linie, Covazna pe altă linie, Târgu Mureș pe alta. Bravo, bravo. Deci Târgu Mureș poate să intre Mureșul la regiunea Nord-Vest, cu Cluj, cu Bistrița, Harghita cu Neamțul și cu Suceava și să rămână Covazna cu Brașovul. Păi vă dați seama dacă puneau ei Harghita cu Neamțul și cu Bacău, că îi mâncau moldovenii, le mâncau și șireturile, pe cuvântul meu, dacă... Le mâncau și șireturile, dacă le puneau. Deci au făcut ce au făcut domnul Condrățeanu și sunt cei trei, sunt unii lângă alții în aceeași regiune, Mureș, Harghita, Covazna. Da, au fost diluați în trei județe. Unde mari românești. Păi că Brașov ce e, românesc? E, și cum? Sibiu e românesc?
Da. Păi doar Alba e românească, 100%. No, e și Sibiu e românescă, așa, doar nu fi nemțesc. Mai sunt vreo 50 de nemți. Păi unde, dom'le, și aia care îl votează pe Iohannis, 95% ce sunt? Români. Ce, români, dar români, români, Sibiu, români și nemți sunt. Păi au plecat, au plecat sașii, s-au și dat casele. Și nu puteau să-i voteze un român, românii. Dintre toate formulele pe care le-au prezentat băieții și săptămâna asta, asta este cea mai defavorabilă UDMR-ului. Păi asta cred, USL-ului. Păi dacă sunt supărați... De-aia aia USL-ului e favorabilă UDMR-ului. Să știți că ideea, au și prezentat-o în ideea în care îi rup de la guvernare și iau cu, o să ia cu ei. Cum era aia USL-ul? Păi aia USL-ului, vă spun imediat cum era aia USL-ului, era cu Târgu Mureșu, Bistrița, Maramureșu și Satul Mare într-o regiune și era cu Harghita, Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea în altă regiune. Uite-o, doamnă Florentina, domnul Condrățeanu, când aveți mesaje din Timiș, spune, se fură tot în Timișoara. Toate firmele de drumuri, semne de circulație, sunt ale familiei Ciuhandru. Se fac hoteluri în parcuri. Oamenii de la horticultură sunt obligați să muncească gratis după program pentru primar și pentru oamenii acestea. Niciun pahar de apă nu primesc. Colaboratorii, medici, asociați și așa mai departe. Dar cea mai tare lovitură e asta, domnule, Oprescu e omul de încredere al lui Băsescu, incredibil. Pentru Ilfov. Păi nu l-a pus pe Cristache ăla de la PDL? Păi dacă e de mai mare încredere... Nu l-a pus vorba dumneavoastră pe ăsta de la voluntari, pe Pandele? Pe Pandele. Păi dacă e mai mare, de mai mare încredere să-l Oprescu decât ăștia doi, cum, să-l, păi, cum se pune? Cum putea să fie așa, că atunci UNEPR-ul avea două regiuni? Mă rog, Cristache Rădulescu ăla, na? De mai mare încredere, domnule Sorin Oprescu, decât ăștia. Ce nu înțelegeți? Mamă. Super surpriză. Asta mi se pare și aia cu Mazăre. Dar mă rog, Mazăre a făcut pasul înapoi. Să vedem Nichita asta ce zice de la Iași. Următorul candidat acolo care e în Mazăre. Știți cum e Nichita? Știu. Păi Nichita, dacă îl suna Băsescu, venea și el dimineața de la Iași. Da. Cu cuvântul ăla. La întâlnirea asta cu primarii. Pas de defilare venea și ăsta. Doamne, doamne, doamne. Revenim la mesajele oamenilor. Corneluș, știți că are un dosar de informator la securitate și numele de cod era Corneluș. Cine are dosar? Nichita, de la Iași. Cum puteți să spuneți așa ceva? E, uite așa, cum poți să mă dea în judecată. Ia, dă-mă nene în judecată, dacă nu e adevărat. E foarte grav asta. Dă-mă în judecată, dacă nu e adevărat, ia. Da. Mafiotul Ilie Dumitru, primar comuna Coșoveni, județul Doj, nu dă înapoi pământul oamenilor pe motiv că nu mai este, deoarece l-a luat el. Semnează un telespectator. Spune Radu Popa, și cum Butoane cere taxe de protecție, taie și spun Zoran Giurgiu, așa cu șeful poliției rutiere Popescu și cu primarul. Așa e. Cine-i, da, Butoane? Butoane este un țigan mafiot local, taxe de protecție, proxenetism, trafic de carne vie, trafic de droguri, tot ce vreți în codul penal cu trafic, 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 era țigan. Ăsta Butoane? Nu știu, Butoane îi se spune, da, dar ele, Butoane, dar țiganul ăsta l-a făcut primar pe Lucian Iliescu, primarul municipiului Giurgiu, la ultimele alegeri, pentru că a luat toți țiganii dintr-un cartier care nu se prezintă la mod tradițional la vot, i-a scos din casă, i-a încolonat și i-a pus la să voteze pentru Lucian Iliescu, primarul PNL al municipiului Giurgiu, care acum se bate cu cărămida în piept ce scor a luat el. Dar uite să spune că la ultimele două alegeri s-a bătut cu niște mascote de lapte praf, pe care tot el și l-a pus la PNL și la PSD, scuzați-mă, și la PDL să fie contracandidații lui. Dragnea are și o asociație de vânătoare și pescuit, AVPS Turist, unde este administrator domnul Manea. Veniți la Valea Argovei, județul Călăraș, murim de foame. Dar eu cred că e enervant așa într-o zi să te trezești că le ai pe toate și că trebuie să pui și colo și colo un om, să-l cauți și pe ăla, să mai pui și la GVPS, să mai pui și la lacuri, să mai pui și la vânătoare, să mai pui și la spitale. Să mai... Când veți ajunge cu analiza baronilor din Iași, primul e bine să fie simirat, zice un trăsător din Iași. Verificați axa Hrebenciuchea-Cobov-Șerban. Gospodaru, Pirpiliu, Răzmeriță, să vă dau și prenume de parlamentari. Richard, Gerard, Raimond, Alma, William... Dar poate câmpii ăla care zice cu Hrebenciuc și cu Șerban. Păi n-are nicio legătură de Șerban primarul de la... Sulfina, Narcis, Minodor, Leocadia, Veronel, Nini, Raul, Gigel, Sorinel, Clement, Dominic. Sursa e monitor oficial, spune doamna Marcela. Da, doamne, ăla care vrea să măcelărească ăștia călței... Are un nume de te apucă frisoanele, Pirpiliu. Primarul, să te cheme, domne, Pirpiliu. Dacă știți câte contracte plâng și după la Pirpiliu, contracte... președintele de la capul, PD Sector 5 și fratele patronului de la Delta ACM Construct. Dacă știți câte contracte plâng și după Pirpiliu, sute de milioane de euro. Delta e specială, nu? Ea lui Traian Băsescu direct sau...
Asta spuneți dumneavoastră, noi spunem că este fratele lui domnului Pirpiliu. Am înțeles. Băieții ăștia de care vorbim noi de când am început emisiunea, domnul Condurățeanu, ca să fiți și mai șocat, însumează 400 de ani de pușcărie toți. Cel puțin. Și nici și unul executat. De unde? Să spună Radu Popa de unde a luat Iliescu din Giurgiu bordurile de la Fisu, care are firmă de profil în Brașov, firma de câte ori le-a schimbat. Și bordurile Fisu și biscuiții din Giurgiu sunt luați de pe firma așa, băiatului cel mic. Fisu primarului Adi Iliescu a făcut și un copil cu Anne Marie Florescu, care a fost dansatoare la Surprize, Surprize, ce? Nu știu. Da. Primarul PNC este că Andreea Marin e de vină pentru tot ce spuneți dumneavoastră. Primarul PNC Milescu de la Olteniț a trecut la PDL cu sufletul, apoi a primit NUP în 18 dosare penale. El a afirmat acest lucru în ședința de Consiliu Local. Săracul de el, vedeți? Ca să încheie dosarele, a trebuit să schimbe partidul. Da, aia s-au închis surprize, că balerina aia era gravidă. Pe concluzia asta, băiatul primar din Giurgiu a falimentat și TVR-ul. Vedeți, domnule Dan, că Telormanul e împărțit în trei: Dragnea, Nițulescu și Nicolae, care are toată zimnicea. Spune domnul Cuțit din Turma. Cum e împărțită, domnule, că de când de 4 ore aici s-a cumpărat și iarba din copaci și frunzele din copaci, dar pleară ăsta în proprietate. Deci Ocoi de la PSD Constanța nu vă luați? Da, Nicolae e cel mai bogat român. În topuri e cel mai bogat român. După Liviu Dragnea, care nu e în topuri. Jaf la Fundulea Călăraș. Herculan este în paragină din cauza lui Frunze Verde, spune Vali. Directoarea de la Protecția Copilului, doamna Alesu, vinde copii pe bandă rulantă cu 10.000 de euro. 3.000 la ea, restul la Dragnea. Cloaca e foarte mare. Cum adică vinde copii? Se vând la adopții. Domnul Dragnea este un om deosebit, a făcut multe lucruri bune în județ, nu PDL-ul, vreți să-i stricați imaginea, nu-i corect, da, rușine. Da. Păi nu, a făcut numai lucruri minunate, nu lucruri bune, numai lucruri minunate, uite, reparații de drumuri, reparații de spitale, întreținere cu apă curentă și periodică, lucrări de reabilitare, înlăturarea calamităților naturale asupra infrastructurii grav avariate, numai lucruri bune a făcut, ia uitați-vă, lucrări urgente de refacere a infrastructurii, drumuri asfaltate și poduri grav afectate de inundații din 3-12 iulie, valoare 9.200.000 de ron, negociere cu o singură sursă fără anunț public, numai de lucruri deosebite doamna a făcut. Doamna care ați făcut reproșul ăsta OTV-ului, dom'le, da, vreau să vă aduc aminte că două mari cotidiane din presa națională au tratat subiectul ăsta zile și zile. Adevărul și evenimentul. Nu? Să le fie rușine și lor. Păi sau cum ar spune Traian Băsescu, să-ți fie rușine evenimentul zilei. Să-ți fie rușine, Liviu Dragnea. Pentru a completa ce spunea Radu Popa un pic mai devreme, haideți să vedem și comunele pe unde a trecut domnul Dragnea cu Tel drumul, oamenii unde putem presupune că sunt mulțumiți și fericiți. Modernizare, drum comunal Drăgănești, Vlasca, Comoara, Târnava, Viișoara, Didești, Însurăței, Satul Nou, Segarcea, Vale și Segarcea Deal, Siliștea, Schitu, Suhaia, Blejești, Moșteni, Valea Cireșului, Siliștea, Ciupercenii, Roșiorii de Vede, Balta Sărată, Drăgănești, Vlasca. Vreți să mai continuăm? E suficient. Lunca, Saelele. Iată în câte locuri oamenii trăiesc liniștiți, domne, și fericiți. Da, dintre orașele astea mai răsărite ale județului, ce putem numi? Numim Alexandria și turnul Mărgurele, atât. Nu mai e Roșior. Ah, și Roșior. Roșior, Videle. Videle, da. Târgulese, așa. Zimnicea. Sunt Măricele. Zimnicea cred că este numai blocuri, nu? De la cutremur. Da, sunt multe, acum au mai fost amenajate, că erau schelete doar. Unde are și post de radio Dragnea. Cine are post de radio? Dragnea. Are și acolo? Are la turnul Măgurele, da, Radio Sud, Radio Z la Zimnicea. Stau și mă... Nu v-am spus, uitați-vă. Uite aici, dacă apropie camera, o să vedem imediat ce posturi de radio are băiatul ăsta și ce televiziuni. Sunt aici, sunt vreo 3-4 posturi de radio, are vreo 2 televiziuni. Vorbi serios, aia e schema... Mafiei din Telorman. Trostului de presă? Da, asta e schema mafiei din Telorman. Deci e mogul. E mogul, da. Cum ar spune Traian Băsescu, e mogul, într-adevăr.
da? Foarte tare. Deci, să vedem dacă este un mogul bun sau rău. Ați văzut că și ăștia sunt... Aici se văd bine posturile de radio și televiziunile pe care le patronează Liviu Dragnea prin interpuși sau direct. Mișcoci, pușcoci, cușcoci, toate găinile astea botezate. Zice un interesator, avem și noi un mare escroc în Băbăița, Telorman. Primarul Vlad Ion, PDL, care fură împreună cu consilierii. De la Orbeasca, în Telorman, primarul e și doctor de familie și are și farmacie acasă. A dat și secretarul primării afară abuziv. Dacă vreți, sunați-mă. Adică interesatorii sunt curajoși, degeaba ziceți. Nu sunt ca cei din Brăila. Aici, la Telorman, văd că mulți vor să vorbească. Să se verifice și cariera de la Gratia, cum a fost câștigată licitația de concesionare a terenului câștigată de SCTL Drumesa. Au falsificat tot împreună cu primarul Florea Ion, zis Măsliniul. La Cluj, Jean Moldoveanu, patron lanț de casino, câștigă toate licitațiile cu statul prin firma SC Gold Prest, un mare șmenar. Primarul de la Moșteni are casă la fel de mare ca primăria, vis-a-vis de ea. Eurom cu utilaje și cu primărie. Personajul din film e Patriciu, zice, am lucrat la filmuleț pixel cu pixel. Deci rușine dinu Patriciu, spune Marcela. Folosește utilajele și mașina instituției. Am sesizat aceste aspecte și doamnei ministru Boagiu. Și pentru că am reclamat-o, șefa de la drumul nu știe, m-a dat afară. Deci uite, mulți oameni curajoși reclamă. În afară de șarjarea aia nedreaptă, dar pusă la punct de niște olteni demni și deștepți, uite că nimeni nu spune că e hoțoman primarul de la Deveselu, scutul atomic. Da, da, viceprimarul a ținut ascuns bitumul de la ultima asfaltare, de acum câțiva ani. Dar ziceau iertele strigătorii, că viceprimarul acolo... În momentul în care, eu am văzut un reportaj, în care din start s-a vrut să se joace bâza cu oamenii din Deveselu, la televizor, și să li se dea scatoalce nemeritate, întrebați, hai domne că n-ați făcut nimic, așteptați să vină americanii atomici să vă facă aici, și eu i-au spus, nu domne, noi nu așteptăm nimic de la americani, domne. Iar un fost, cred că locotenent colonel pensionat, întrebat, dar de ce preferi, domne, să dormi în bloculețele alea, le vedeam eu la televizor, la Deveselu, Dane, tu știi, tatăl tău a fost vicecomandantul aeroportului, s-a luptat fiind om de 70 de ani, vreo 10 ani, scriind întâmpinări la, inclusiv la NATO, că trebuie refolosit aeroportul. Dar revin. Și îl întreba pe locotenentul colonel, acum pensionar, dar de ce vrei, domne, să stai aici, că uite niște câini ai nimănui, niște fleacuri de-ați... Era la spus, de ce? Pentru că aici mi-au crescut copiii sub ochii mei, aici eu mi-am făcut datoria față de România la regimentul ăsta de aviație, sau ce era? Da, de aviație. Regiment de aviație, și că aici sunt îngropați părinții și bunicii mei. Jos pălăria, nu mai știu cum vă cheamă domnul locotenent colonel. V-am aplaudat în fața televizorului pentru atitudinea deșteaptă. Iar, nu știu, secretarea primăriei, ingineră sau ceva, iute de gură și logică în ce spunea, tot așa a avut o atitudine demnă și asta. Da. Mi-a făcut mare plăcere. La Mihăileș Giurgiu, băiatul primarului și-a făcut firmă de pază plătită prin contract de primărie ca să apere obiective. Mihăileș Giurgiu. Vai, de capul meu, Dobre. Dobre. Știți, da? O mafie acolo. La Timișoara, consilierii de la toate partidele împreună cu primarul se înțeleg de minune și împar hoțile din oraș Frățește. Dați ciuhandul pe YouTube și vă îngroziți câte abuzuri o să descoperiți. Vedeți? Ciuhandul, da. Păi vă că-l face voi vot. Păi îl face Băsescu, nu? Acum una vrea Băsescu, alta vor oamenii, tot timpul e pe dos. Ar trebui 3 președinți la București și să se schimbe numele sectoarelor. Sectorul PSD, sectorul PNL, sectorul PDL, sectorul opreștian și sectorul sărac. Nu că sectorul opreștian e tot una cu PDL, PNL, PSD. Cel sărac se referă la sectorul 5. Nu a luat domnul Dragnea borduri de la domnul Videanu, doar sunt din aceea zonă. Au zis că n-a luat borduri. De la, de la firma lui? Doina din București și Liviu Negoiță, primarul sectorului 3, care e prietenul mafioților, s-a îmbogățit peste noapte. Mă copleșesc acești nemernici, spune doamna Doina. Ați uitat de doamna senatorul DMR de Giurgiu? Ce e senatorul DMR la Giurgiu?
O doamnă? Nu. A fost un senator UDMR. Mi se pare culme. Mai... Nu, a fost un senator UDMR acum vreo 3 legislaturi. A fost, dar nu mai e niciun senator UDMR de la Giurgiu. În Giurgiu? Da. Nu, da. Stați să vă spun eu ceva. Care e șocant. Apropo de permanentele sclifosele ale ungurilor, nu de aici, ungurilor de la Ungaria lor, că noi suntem neamă de rangul 2, că ei sunt civilizați, niște idioțenii, pur și simplu. Și apropo de teribilele egocentrisme ale lor cu țara, cu orașele, păi vreți să vă spun ceva? Care e al doilea oraș cu populație? Nu, al doilea oraș cu mulți maghiari locuitori, al doilea după Budapesta. Știți care e? Care? Apropo de ce țară teribilă și mare au ei? În materie de locuitori unguri, prima e Budapesta, al doilea e Bucureștiu, domne. Că n-au la ei în țară orașe cu atâția unguri cât sunt 14 în București pripășiți. Știu precis. Da. Așa că și treaba asta, mamă ce turism avem noi, au ligheanul ăla de Balaton, hai domne, lăsați-mă, și ligheanul ăla de Balaton unde se spune că totul e rafinat și totul elegant. Aud, îmi amintesc de unde au venit comandourile de bătăuși țigani cu țitarii care l-au omorât pe Cosma, pe Hambalist. Pe nostru. Da, au fost chemați de niște oameni de afaceri ciudați unguri de la Balaton, unde luau taxe de protecție, unde erau pești, unde de asta au venit cu cuțitele. Hai, domnule, lăsați-mă cu fandoselile alea. Și apropo de toate treburile astea, clasamentele alea în care cu voluptate și nu înțeleg de ce chiar noi în fiecare zi zicem că România e pe ultimul pe ultima treaptă a clasamentului. Știți în Europa unde sunt cele mai multe sinucideri? Ungaria. Așa e. Ungaria deține vârful clasamentului la sinucigași pe continentul european. Dar știți că tatăl lui Marian Cosma, handbalistul ucis la în Ungaria, este membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu, organizația Sector 2. Bravo, domn. Și este candidat. Dar atenție, la următoarele alegeri este candidatul. Dar atenție, să reamintim ceva. Cosma senior, la rândul mare handbalist. Sigur, internațional în echipele de glorie are României, Cosma. Nu îi spunem bătrân, senior. Da. Deci va fi pe listele dumneavoastră, domnul Diaconescu. Da, mulțumim mult, îi mulțumim mult. Liviu Dragnea egal împărat, nu baron, nu știați, zice un trestator, că așa îi se spune împărat. La Roșiori de Vede, primarul cere bani pentru gunoiul de pe stradă, în loc să pună să-și facă fiecare curat în dreptul lui, sau să facă urbisul curat, iar câinii vagabonzi răstoarnă gunoiul. Pentru asta oare se protejează de lege? Pentru asta oare ne cere taxă? Și el se plimbă prin străinătate. Cere bani pentru iluminatul public și deseori stă ore în șir lumina aprinsă, asta ca să fure șmecherii curenți și proștii să plătească. Primarul din Călăraș face blocuri și le cumpără el cu neamul lui și cu Chirmu și Manu Floraru. Și ăștia sunt doi proxenezi, zice un trestator de acolo. Deci, vedeți, nu scapă niciun fel de lege. Investiga și clanul Măldeanu, care împreună cu capii poliției aranjează stările, traseele, mai ceva ca la Pitești. Scăpați-ne de ciocoi din Teleorman Alexandria. A venit la Alexandria o mare firmă de făcut cauciucuri. Au venit, au vorbit cu Dragnea și le-au cerut un comision enorm de mare. Și au plecat. Care vorbeam mai devreme. Da. Avem peste 1000 de angajați. De ce nu a fost de acord Dragnea? Din cauza lui Fișcuci, cumva? Foarte mulți interesatori. Ăsta care cânta la chitară a refuzat Pirelli? Da. Păi da? Să seama ce nebun sunt. Am spus că au refuzat toți, pe toată lumea din 90 încoace. Da. Și la Slatina, șefa de la Drumul Național, firmă de proiectări și toate proiectele județului Ior, le câștigă numai firma ei, Mansan. La Giurgiu, domnule, a venit Carrefourul și nu s-au înțeles la bani cu primarul ăsta, de care tot vorbim de două ore aici, cu Lucian Indescu, și a plecat de acolo. Da. S-au dus la ruse, la 50-30 de kilometri și au făcut o investiție de multe milioane de euro. În schimb, la Târgu Măgurele e Penny Market. Așa că...
Primarul din Orbeasca, dacă e pe de listă, a băgat o lamă pe ulițele satului cu firma lui Militaru de la Videle, în spate fiind Videanu. Ne-a costat 3 miliarde. A făcut un kilometru echivalent cu un drum dus întors până în Polonia. Și veniți aici să vedeți fraudă cu nemiluita. Dacă doriți, contactați-mă, vă pun teancuri de dosare la dispoziție, spune doamna Eugenia. Vedeți, oamenii sunt și bine documentați, cei care au trimis toate aceste mesaje, adică nu e chiar așa. Ce părere aveți de la Kandahar la Roșia Montana? Îți fac trăsaturi niște paralele interesante. Sune pe hoția asta, domnule. Și cu ce, cu Roșia Montana? Este incredibil ce s-a întâmplat. Ar trebui da, să acolo e altă problemă, că înțeleg că soția... Subiect greu. Soția lui Crin Antonescu s-a sucit, înțeleg, și a trecut de partea celor care vor să fure statul. Celor de acolo. Păi, de partea celor care de la Roșia Montana Gold Corporation, de aia care vor să exact. Ceareze. Da, păi da. De asta spun, păi ar trebui să facem. Păi da, sunt o grămadă de policieni care au luat bani de la ăștia de la Roșia Montana Gold Corporation ca să vândă și să distrugă viețile oamenilor. Vă dați seama prin ce anorare. Da. Emisiunea noastră va continua pe televiziunea DDTV, de asemenea aici pe OTV. Dăm la acum legătura Minervei să vedem ce spun astrele, dacă o să apucăm vremuri mai bune sau nu. Nu ratați ceea ce urmează, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.